Astăzi este sâmbătă, 17 decembrie 2016. Mă aflu în București, în crescătoria unui tânăr campion colombofil. Este vorba despre campionul național, domnul Mihai Constantin, pe care îl salut. Ce faci, Mihaiță? Pe la porumbei. Tot printre porumbei. Și sâmbătă și noi chem, nu? Acum suntem în weekend și avem puțin timp liber, profităm să mai stăm pe lai. Spune-ne și nouă câteva cuvinte despre tine, pentru mine, pentru prima oară când vin la tine. Sincer răspund și îmi face o mare plăcere să stau de vorbă cu tine. Știu că ești un tip foarte serios și ne-ar face plăcere să ne spui câteva cuvinte despre tine și păsările tale, dacă ești amabil. Știu că în 2016 a fost la fel, un an foarte, foarte bun. Am văzut cel aici. Mai bun. Cel mai bun, nu? Dintre toate de până acum. Da. Câte cupe ai luat? Păi adunate pe București și pe provincial am luat 20 de cupe. Super. Unde ne-am găsit sâmbătă la... Exact, la rândunica, la restaurant. Da. Foarte frumos. Și mai am două cupe naționale. La ce categorie și ce locuri, dacă ești numai? Locul 2, palmares viteză, care este porumbelul, să vă prezint. Care l-ai tu, da? Și tânărul care este campion național la viteză tineret. Super. Ce ne poți spune despre 2016? Ce caracteristici a avut an colombofil așa? Cum a fost? A fost bine? Cum te-ai descurcat cu porumbelul? Cel mai bine. Cel mai bine, nu? Cel mai bun an al meu, să zic așa. A fost anul trecut și acum... Cu ce lot ai zburat anul ăsta, Mihai? Am început cu 24 de masculi și 20 de femele. Zbor și, nu? Și masculi și femele. Și femele și masculi. Până la primele etape, să zic așa, până ajung la fund. Care nu prea face treabă și am un porumbel favorit, îi țin partenerul acasă, îmi formez niște echipe, să zic așa. Pe la fund, la fel. 7-10 porumbei maxim, 5 echipe am făcut să joc la echipă. Frumos. Și în rest, am tăiat și a doua. La maraton, am avut și rezultate. Deci cu un numeric destul de mic, zbor toate categoriile. Da, din păcate, da. Originile porumbeilor, în mare așa, de unde sunt? De la Cazacu am luat porumbei de viteză de mifond. În ultimii ani ți-ai mai adus ceva nou? Sau? Da, am luat și anul ăsta. Am luat de la Nea Petrică Cocoș și de la domnul Stănescu. De la și ai făcut după mâna și gândirea ta, nu? De la domnul Cărmăzan am mai întotdeauna de capele care mi-au dovedit. Am primit și doi masculi tineri acum să încerce și pe mâna mea, ceva Chies Vosua, ceva nou. Super. Ai mână bună, se pare, și ochi și pricepere, nu? Da, sunt mai norocos eu, la mine ce intră... Nu e numai noroc aici, Mihai, că norocul vine în urma plugului, cum zice domnul. Cum a zis, sau ți-l faci singur. Singur, da. Mă bucur că ați venit să vedeți ce crescătorie e. E o crescătorie, într-adevăr, mică, să zicem, spre foarte mică, nu? Da. Crescătorie modestă. Da. Dar de aici tu obții rezultate foarte bune și te felicit pentru asta, Mihai. Spune acum câteva cuvinte despre porumbeii tăi campion, dacă ești amabil. Da, acest porumbel este locul 2 pe țară viteză anul trecut. Da. Locul 3 european, categoria G, 5 etape la tineret. Foarte frumos, da. Tata este un mascul din Nară, masculul celebru al meu, care a avut anul trecut 4 cupe naționale. Și ăsta este Mi 05, așa am zis eu, femeia din celebrul 05 al meu, unde a avut 4 cupe la nivel de București de locul 1, singurul la AS Fond Tineret, 5 din 5, în 2010. Jumate fond, jumate viteză de mifond. Van Loon, Van de Nabel. Anul trecut a avut și un accident cu mașina, dacă știți, Clubul Voluntar. Da, știu. Am pierdut o etapă la categoria Speed, a fost locul 4 național și am avut o etapă mai mare. În aia putea să-și ia revanșa. Și anul acesta, primele 4 etape, a venit la prima etapă, primul, și de 3 ori al doilea. Deci el în primele 4 știam că merge la Olimpiadă. Stătea foarte bine, da. Și nu l-am ținut acasă. Domnul Cărmăzan mi-a zis, ești nebun, nu mai îl băga, cum să-l mai bagi? Domnule, zi, vreau să-i fac palmaresul, să ies campion național, că n-am ieșit niciodată. Mai trebuia o singură etapă. Și l-am băgat până la ultima, 15 din 15, să zic așa. Și i-am făcut normă spre final. Ai reușit locul 2 pe țară, la diferență de 2 puncte. Super. Și este locul 1 în lotul olimpic pe România, la viteză palmares. Super, super. Bravo, frumos. Da. Este un porumbel mic, cu minte. Da. Aia e boxa lui, cu boxa mai mică. Dar cu toate astea scoate performanțe foarte mari, nu? Dintr-o boxă mică. Da, da. Da.
Și aici este tânărul. Da. Zic așa că este un neam. Tata lui Messi și tata lui Ronaldo. Deci ăsta e Messi, celălalt a fost Ronaldo prima, da? Da, da. Tata lui și tata lui Ronaldo sunt frați. În 2013 am ieșit locul 1 viteză matur București, cu nară. Și locul 1 viteză tineret cu o femelă 112, spuneam eu urgența. Da. Doamna, am împerecheat locul 1 cu locul 1. Adică cel mai bun cu cel mai bun. Și am băgat puii la mar. Ăia doi masculi. Unul e tata lui Messi, unul e tata lui Ronaldo. Adică drumul cel mai scurt. Da, într-adevăr. De aia frații lor, unul mi l-a mâncat și o bolană, am avut un accident. Și o femeie i-am dat-o lui Lașină. Ce da. Costă. Un problem. Super, într-adevăr. Foarte frumos. Deci, practic, ei sunt veri, nu? Dacă taților da. Sunt frați, porumbei ar fi veri. Foarte. Performanță. Seamănă și la culoare, într-adevăr. Foarte frumos. Lotul 1 olimpic, categoria G, 5 da. Etape la Yardling. Da. Ca să vă spun despre el așa, că nu e foarte greu sau nici ușor, să zic. A făcut 14 clasări din 15. Prima etapă de Măicănești, unde a fost viteză de 2000 de metri pe secundă, n-a clasat. Și următoarele 14 le-a luat pe toate. La a doua etapă, la a treia, a venit așa primul și femeia lui a venit a doua, a treia. Și a făcut se puncte mai mici și am zis să n-alerg după doi iepuri, să opresc femeia, să-l țin pe el acasă. Da. Și am mai făcut una, am mai făcut una, a făcut patru și nu puteam să fac pe a cincea. Să vă zic și chestia asta cu apa, cu motivația. Am, eu pun apă și bea și femeile și masculin în aceeași depătoare. O să avem aici, o să filmez într-adevăr, am da? Un perete despărțitor, da. Și tot l-am motivat, tot i-am făcut fel și fel de trucuri. I-am dat altă boxă pe aici pe sus, i-am luat un alt mascul, i-am dat femeia lui. Și într-o seară am venit acolo la apă și el stătea acolo și nu lăsa pe nimeni să bea. L-am luat adăpătoarea, toți masculii să bea. I-am pus un cuibar, l-am motivat cu femeia lui și i-am făcut a cincea etapă. Da. De ce? Porumbel, vedeți că își păstrează și acum, pe timpul iernii. Da. Tot acolo, se duce să și... Să-și caute femeia. Da, și nu-i lasă pe ăștia să bea. Da, super. Uite cum se uite după ea. Da, și-o caută, într-adevăr. Da, așa este. Așa este, ai dreptate. Deci, porumbei fac 3 etape bune la demifon, nu o face pe 4-a. Al meu a făcut 4 la viteză, nu o făcea pe 5-a. Și în final el avea o etapă de 0 puncte, una de 1 punct și una de 2 puncte la demifon. Dacă mai venea și la ultima etapă o bubuia, ieșea campion național și poate și la demifon. Sau primii 3 pe țară. Într-adevăr. Mihai, tu în ultimii ani ai reușit performanțe constante și foarte bune, din ce în ce mai bune de la un an la altul. În condițiile în care crescătoria ta, trebuie să o spunem încă o dată, e una modestă, nu? Da. Cum îți explici succesul ăsta? Dincolo de priceperea ta, spuneam, muncă, ai un sistem al tău, ceva, trucuri, nu, ce le faci? Nu, nu, mă întreabă acum băieții, mai multe mesaje pe privat, cu tratamentele. În perioada asta de neîmpărnire evit tratamente, cu antibiotice, cu... Acum fac mai mult cu ceaiuri. Să zic așa, am și o listă dintr-o carte veche, dacă vreți să vă dau. Ceaiuri de la natural, naturaline, avidresuri. Și de când, de, cred că am 3-4 caiete, unde îmi păstrez tot ce fac în fiecare an. Îți notez, nu? Da. Și în general, acum, după 3-4-5 ianuarie, încep să le tratez. Adică să nu dau să-mi iasă în pană, să zic așa, să-mi lasă năpârlească normal. Da, să iasă o pană frumoasă. Da. Dacă porumbei, vedeți cum arată, sunt sănătoși, da. N-au nimic. Într-adevăr. Mizeria găinată. Stai mult între ei în timpul sezonului și în extra sezon, Mihai? Câte ți-i permis să stai în timpul sezonului de concursuri între ei? În timpul sezonului, dimineața 2 ore, 3 ore, da. Până plec la servici și după masa, la fel, cel puțin 2 ore. Pentru că antrenăm femeile separat, masculii separat. Deci este antrenamentul de dimineața de acasă, nu? Să zic așa, nu? Sau te aduci și cu ei? Antrenamentul de acasă, nu? Da, la antrenamentul de acasă. Și în timpul sezonului, mergem la antrenament. De câte ori pe săptămână? Depinde de etapă, cât de grea a fost. Mă duc și deodată, am fost și de 2 ori, și de 3 ori pe săptămână. La cât ai duci, Mihai? La ce distanță? Maxim 60-70 de kilometri. Dar nu am aceeași săptămână, același punct să zic. Mă duc după cum îi simt. Mai scurt, le dau încredere, să nu-i forțez dacă etapa a fost grea. Îi lansez comun, mascul-femele? Nu. Nu? Separat. Femelele, dacă are cine să-mi aștepte acasă. Pentru că... Anul ăsta, 2017, am zis că mai joc și femeile, dacă nu o să încep să joc masculin, pentru că mi-e foarte greu
Că nu am n-are cine să mă ajute. Aveam un băiețaș aici lângă noi unde s-a angajat, mai aveam un vecin, Radu, care am bătrânit. Și mi-e greu, că nu pot să întâlnesc. Că până ajung eu acasă, trebuie să ajung la domnul Cărmăzan, ajung după 2 ore, 3 ore. Și vă dați seama ce găsesc aici. Da. Anul ăsta am urcat-o și pe mama. Am sunat-o să-mi închidă unicul, mi-a închis capacul și când am venit, am găsit și femeile și masculele afară. Și am pierdut la etapa aia, cum ar veni. Deci motivația și asta e foarte importantă, nu? Da. Consider da, tu. Da, da, da. Am înțeles că îi ții într-un sistem de semi-obscuritate, cumva, nu? Da, în timpul sezonului de concurs. Dimineața de la 8:30, 9:00. În întuneric aproape total, da? Până seara, la 7, 8, masă. Când vin să-i antrenez. Îi antrenez din nou, nu? Da. Întâi scoți și după aia îi hrănești, nu? După ce îți intră, da, nu? Da, da, da. Prima oară masculii. Mi-i hrănesc în individual. Acum le-am scos. Mănâncă cu porția. Care n-a intrat, nu mai mănâncă. Pentru că lucrez înainte de începerea sezonului cu ei la intrare. Îmi pare rău că nu știu dacă mai am pe telefon să vă arăt cum intră în maxim. Da, mi-ai zis că ți-intră foarte... 50 de secunde... Tu n-ai niciodată problemă, da, ok. Da, n-am probleme cu intratul. Pentru că la concurs și sunt cel mai mare amănunt și dacă a pierdut un minut, două, a terminat concurs. Punctajele de top. Am vrut să vă zic de tratamente, că încep acum din ianuarie de vier. Repet după 7-14 zile. Și urmează tricomonoza, cum dă toată lumea. Produse folosesc diferit, nu e o regulă. Nu, nu mai de la anumite firme, nu? Da. Salmoneloza și vaccinul de paravirusul. Care atâta, nu mai fac niciun vaccin. M-am întrebat băieții dacă fac alte vaccine. De salmonelă n-am făcut niciodată. N-ai probleme niciodată cu sănătatea porumbeilor. Văd că sunt, se prezintă foarte bine. Da. E spațiu aerisit aici. Mai puțin, probabil... Da. N-ai avut niciodată tendința mie, să, să-ți crești numericul, să zbori cu mai mulți porumbei? Dar nu-mi permite spațiu. V-am arătat la pui acolo, mai mult de 25-30 de pui nu pot să țin. Mi-ar fi plăcut să țin un loc de 50-60 de pui, dar m-am limitat la... Spațiul pe care l-ai. Maxim uite, cu toate astea rezultatele sunt... Lotul de zbor maxim 50 și nu zboară toți, pornesc cu ei pe lista de star. Și pe urmă, unii rămân acasă. De la jumate încolo ne ocupăm numai de cei care trebuie să facă norul. Într-adevăr. Ce sfaturi ai da unui tânăr și mai tânăr ca tine, să zic așa, care dorește să obțină performanțe mai mari, așa mai importante? Cum le ai tu, de exemplu? Cu ce să înceapă? Cum să înceapă? Numeric mare, crescătorie fastoasă, așa nu, foarte mare? Mare. Am și prieteni și tineri care aud că are la matcă 40 de perechi, 50 de perechi. Sub nicio formă, n-ar putea să țin așa de mult, pentru că n-ai cum să-i controlezi. Da. Și ce să scoți de 40-50 de perechi? Eu până anul trecut am avut 12 perechi, maxim la mat. În zburător nu scoteam, acum am scos în ultimii 2 ani. Am mai scos pentru că ai mai avut și cereri, da. Am avut și cereri, toamna la fel îi lasă scoate cu un pui după sezon, rămâne închiși. Nu-i mai zbor, nu? Rar, la 2-3 săptămâni am dat drumul odată, să zicem așa, de voi. Da. Am făcut și niște modificări. După ce s-a terminat sezonul și creșterea puilor, eu îmi iau masculii tineri și bag pe boxe ca să acomodeze și să-și iau boxe, să-i urmăresc eu, pentru că la primăvară să-mi fie mult mai ușor. Cred că să le dau femele, femele care știu boxele le dau aceleași. Da. Sănătate, mai puține medicamente, o recuperare simplă, porumbelul trebuie să fie sănătos, să și recupereze, pentru că sunt porumbei care nici la măicănești, când vine picotează. Păi nu o să facă niciodată. Da. Îi hrănești numai cu mâncare de la sac tot timpul anului? Da. Tot timpul anului, începând cu 2 săptămâni înainte de sezon, asta chiar mă ocup, adică mâncarea... Mâncare foarte bună. Mâncare foarte bună. Am dat de la diferite firme. Asta n-a contat, să zic. Am folosit și Champions și... Roifrin, natural, polonez, am trecut acum și mai subțire la presă, zic așa. Da. Frumos. Îi tratăm fiecare luni de tricomonoză odată, de respiratorii cealaltă săptămână. Recuperare duminica, care nu contează, să zic așa, produsul. Contează să le dai de recuperare electroliți. Sunt atâtea firme acum care sunt. Trojide și usturoi pe mâncare, de 2 ori pe săptămână. Oțeturi. Avidresul care știe lumea, da. Blissform-ul, ca să spun așa câteva, că tot mă treabă băieții și crede că nu sunt... Ai, ai mari secrete acolo. Am prietenii de unde cumpăr de la ei, de la produse de acolo și nu-i... Dar cred și calitatea, unde am avut noroc să
iau pe Vanonul, care tot a zis și domnul Cărmăzan, Van de Nabel de la Sandu, Capele care a fost, adică înainte aveam porumbei fără pedigree, fără origini și tot câștigam la nivel de club, luam cupe, dar nu putea să facă performanța lor. Și atunci am zis că trebuie să iau porumbei de origine, tot mă duc 15 etape la îmbarcare și muncesc și stau cu ochii pe sus, trebuie să și cumperi să aduci marfă de calitate, marfă de calitate și atunci surprizele vor apărea. 2017 cu ce încredere pleci în el, așa să zic? 2017, ca să zic așa, mai mi-a luat un interviu acum vreo 2 ani și pomeneam că vreau să urc sus. Am luat cupe la nivel de club, am luat cupe la nivel de București și am vrut să iau cupe la național, să ies campion național, ceea ce am reușit. Super. La Olimpiadă l-am visat, ceea ce s-a întâmplat acum cu 2 porumbei și anul trecut a fost 41 la Cupa Europei. Și acum mai îmi trebuie, sau sper așa, în 2 ani, 3 ani, la Maestru Emerit. Super. Unde îmi trebuie 2 etape de crescător, de campion național, în an diferit. Adică îmi trebuie 2 ani, sigur, dar mai greu, încercăm să luptăm și la categoria asta. Ești tânăr, Mihai, ești puternic, ești ambițios. Avem timp. Ai timp. Viitorul e în fața ta. Da. Bine, Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Te felicit pentru rezultatele obținute și în 2017 și în anii precedenți. Mulțumesc frumos. Să dea Domnul să ne mai întâlnim și aici în crescătorie la tine și în cu alte sezon ocazii. Vă aștept la o filmare, la o sosire. O să vin la o sosire trăsnet, așa să, vă, da. Să le arătăm la voi cum se intră. Nu? Bine, nu vin foarte grupați, că sunt puțini, dar unul, doi, da. Să vină mai în față, să facem o echipă frumoasă. Corect, corect. Lucrez bine și la echipă, am înțeles, nu? Da, și sunt nebun după așa ceva, îmi place să joc, să mă enervez dacă ratez, nu vine ăla care l-am pus. Am înțeles. Da. O să e trec. Frumos. E frumos. E o pasiune, nu? În primul rând, pasiune pentru tine. Da. Și așa o să rămână. Bine, Mihai, îți mulțumesc. Bine, vă transmit și eu la toți corumbofilii ce sunt. Sărbători fericite și un an cât mai bun. Fiecare după sufletul lui. Corect, după sufletul lui, da, Mihai. Să trăiți. Cu stimă, toate cele bune, numai bine.